Românii din Spania în 5 zile acasă în caz de război, un proiect publicat de guvernul Ciucă de modificare a legilor siguranței și apărării naționale, prevede că românii din diaspora trebuie să revină urgent acasă în caz de război. Pentru cei din Europa, termenul este de 5 zile calendaristice. Pentru cei aflați în afara Uniunii Europene, este de 15 zile. Pentru cei din Europa, termenul este de 5 zile calendaristice, pentru cei aflați în afara Uniunii Europene este de 15 zile. Sunt vizați bărbații între 35 și 63 de ani care au obligații privind îndatoririle militare. Proiectul prevede declanșarea stării de criză și alte măsuri care nu mai trec prin Parlament. Păi consider că ar trebui să vină, dacă au curaj. Și dacă găsesc ceva de muncă la noi. Că bănuiesc că nu pleacă țăparul pe acolo, prin palia aia. Să vină, da. Ar trebui să vină să-și apere țara. Da. Să vină, corect. 67 de ani. Eu m-aș duce la război să lupt contra rușilor. Dar românii care sunt în alte țări, considerați că ar veni să-și apere țara? Nu știu, dar eu aș lupta și aș omorâ pe toți, ca pe niște câini. Uitați-vă bine la mine. Suntem ațărul, vedeți aici? Ca pe niște câini turbați aș omorâ. Au furat tezaurul țării. Trei tezauri de țin la ora actuală, sunt niște nenorociți. Merită moartea, de 10.000 de ori moartea. Conform proiectului, cetățenii cu obligații în îndeplinirea îndatoririlor militare sunt cei care îndeplinesc serviciul militar activ sau serviciul militar în rezervă, cetățenii încorporabili, recruții, precum și cetățenii români, bărbați cu vârste între 35 și 63 de ani. Proiectul conține și prevederi referitoare la cetățenii încorporabili și rezerviștii care nu au domiciliul în țară. Dacă sunt tot români, nu. Trei sferturi din ei vor pleca de tot. La luptă vor fi de-al de mine, de vârsta mea. Atât. Aia drogați și cu... Aia nu știu să lupte. Instituția militară o am din anii 74-76. Și am făcut instituția militară pentru lupta de stradă și gherilă. Dar suntem puțini în țară. Foarte puțini. Eram o companie. Aia înseamnă 120 de oameni pe ciclu. Deci în fiecare ciclu 120 de oameni pentru lupta de stradă, gherilă. E complicat asta, e foarte complicat. Fără arme ale noi, la noi fără arme. Mâinile goale. Păi nu știu dacă ar veni, nu cred că ar veni. Că am impresia că paranoicul ăsta de Putin vrea să atace și România și toată lumea să fie el ca pe timpul lui Stalin, Rusia, mama lumii. Bărbații din diaspora trebuie să revină în 5 zile în țară în caz de război. Guvernul Ciucă modifică legile privind siguranța și apărarea națională în contextul războiului din Ucraina. Astfel, românii din străinătate de până la 63 de ani vor fi obligați să revină în țară în maxim 15 zile, 5 zile pentru cei din UE în caz de război pentru a fi încorporați. Dacă nu se prezintă, riscă 7 ani de închisoare.